Have you ever felt? Are you listening? Damn. Am făcut review la PlayerUnknown's Battlegrounds și la Fortnite, dar spre surprinderea noastră, foarte multe întrebări primite pe Facebook și în secțiunea de comentarii erau legate de un versus între acești doi giganți ai gamingului din aceste timpuri. Așa că, pentru că suntem silitori, dar și răutăcioși, ne-am decis să punem aceste două jocuri să se înfrunte. Două jocuri care și-au pus amprenta în tărâmul jocurilor online pentru mult timp de acum înainte și două jocuri care au la bază același joc, adică arma. Titluri care se axează pe mecanici similare, dar care se diferențiază masiv atunci când se ajunge la detalii. Până la urmă, două jocuri care dețin un mod Battle Royale extrem de popular și care seamănă între ele, dar nu prea răsar. Sigur, este foarte ușor să pui în aceeași oală Fortnite și PUBG, având în vedere că modul cel mai popular de joc este Battle Royale, PlayerUnknown's fiind primul venit pe piață, care a reușit să detroneze Dota 2 și CSGO din top played games pe Steam. Fortnite are o cu totul altă poveste și includerea modului Battle Royale și similitudinile între cele două moduri de joc erau evidente la suprafață. În ambele jocuri te parașutezi dintr-un obiect zburător, fie el avion sau autobuz, și în ambele trebuie să supraviețuiești în timp ce ești vânat și vânezi alți jucători. Totuși, similitudinile se opresc aici. Modificatorii, elementele care diferențiază gameplay-ul la bază, sunt total diferiți în aceste două cazuri. PlayerUnknown's, bazându-se pe un gameplay mult mai atent dezvoltat, aproape militar, în care poți să stai și să spândești ținta pe îndelete. În Fortnite, lucrurile sunt diferite, asta pentru că întreg ritmul jocului este mai alert. Și aici discutăm doar despre conceptul de luptă pe care îl abordează jucătorii, modificatorii înmulțindu-se pe măsură ce avansăm în meta gameplay și vedem diferențe clare în gameplay. Așa cum am spus, în ambele cazuri te arunci dintr-un obiect zburător, doar că în cazul lui Fortnite avem și câteva elemente ce schimbă masiv gameplay-ul. Opțiunea de a putea construi edificii și de a aduce din neant structuri pe câmpul de luptă. Simpla adiție a acestei mecanici de joc schimbă dramatic flow-ul unui match, existând acum modalități de a surprinde un inamic în diverse feluri. Asta ca să nu mai introducem în ecuație posibilitatea de a construi forturi și de a pune capcane. PUBG este mult mai realist. Este pentru cei care preferă să stea cu orele în arma și care vor o abordare realistă. Aici modificatorii nu pot fi aduși pe câmpul de luptă din nimic. Ei există și fac parte din peisaj. Nu poți sumona din buzunar un zid după care să te poți ascunde. În schimb, trebuie să te gândești cum și pe unde o apuci. Să te gândești cum îți gestionezi inventarul, modificatorul de bază fiind editarea armelor. Dacă în Fortnite totul este extrem de simplu, armele variind în putere în funcție de raritate, normal, rar, epic, unic și tot așa, în PUBG ai atașamente pentru arme, care îți modifică reculul, de exemplu, sau alte elemente. Sunt două abordări diferite, Fortnite dorind să fie un joc pentru toată lumea, inclusivist, în care filozofia de pick-up and play funcționează absolut senzațional, iar construcția de elemente face parte din mecanica generală de joc. În PUBG discutăm despre o abordare mai realistă, unde vehiculele și modurile de arme sunt ceva normal, iar o tigaie poate fi și o armă albă, până și mecanica de shooting este diferită. Dacă în PUBG reculul și distanța trebuie luate în calcul, în Fortnite acestea sunt doar niște idei de gameplay, care poate au un rol în joc. Fac ce fac bine, reușind să țină jucătorul interesat, dar până la urmă, care este mai bun? O discuție destul de riscantă, asta pentru că avem fani înrăiți de ambele părți ale baricadei, ambele titluri înregistrând numere fabuloase, așa că un astfel de pronostic s-ar putea să stârnească emoții și reacții. Totuși, dacă este să analizăm, trebuie să aruncăm o privire și peste ceea ce oferă cele două jocuri. Dacă în cazul lui PUBG lucrurile sunt destul de simple, modurile de joc fiind destul de explicate, asta pentru că ai solo și team modes, în Fortnite lucrurile sunt mai complicate. Modul free-to-play Battle Royale este totalmente free-to-play, iar ceea ce primești în joc, ca în cazul lui PlayerUnknown's, este pur cosmetic, gameplay-ul fiind bazat pe skill. Totuși, Fortnite vine și cu un mod PvE, în care folosește abilitățile de constructor pentru a salva lumea de zombii urâți și alte orocotile, încercând să-ți extinzi baza cât mai mult. Este o combinație între mai toate tower defense-urile pe care le-ai încercat până acum, cu un sentiment de TF2, mult mai iertător când vine vorba despre hitbox-uri, dar cu destul conținut cât să te țină ocupat câteva luni de zile bune până ajungi la nivel maxim. Iar de acolo lucrurile se complică pentru că începi să vânezi arme cu diferiți modificatori și noi matrițe pentru arme sau capcane.
Aici gameplay-ul este total diferit de modul Battle Royale, fiind o combinație de Dungeon Defender și TF2, care te ține în fața monitorului ceva vreme. Aici este punctul în care Fortnite aduce plus valoare, dar este o valoare adăugată doar dacă agrezi acest gen de grafică și gameplay. Fortnite s-ar putea să fie prea grădii pentru mulți jucători, ideea de a ridica edificii și de a teleporta cover pe terenul de joc fiind mai puțin realistă, caz în care PUBG pare o alegere mai sănătoasă. Dar dacă este să punem în balanță bune și rele, Fortnite pare să ofere mai mult pentru același preț, includerea modului PvE fiind o variantă excelentă de a juca cu un grup de amici atât cooperativ cât și agresiv, existând un pic de flexibilitate pentru mai multe categorii de gameri. PUBG este într-o cu totul altă categorie, fiind un joc în care o mișcare greșită îți poate curma pingul, iar rush-ul funcționează atunci când ești sigur că nu se va solda într-un headshot subit. Două jocuri care seamănă, dar nu prea mult, singura comparație reală fiind legată de faptul că ambele au modul Battle Royale în alcătuire. Dar mai departe de asta, lucrurile sunt clar diferite. Dacă Fortnite este pentru cei care doresc un joc pick-up and play simplu, cu mai puține elemente complexe când vine vorba de armament și locații, PUBG este pentru cei care agrează latura realistă a luptei cu o ancoră solidă în realitate. Totuși, cine câștigă lupta între PlayerUnknown's Battlegrounds și Fortnite? Asta vă lăsăm pe voi să decideți. În secțiunea de comentarii vă rugăm să ne lăsați 5 motive pentru care considerați că Fortnite sau PUBG este mai bun decât competiția. Din aceste comentarii vom sintetiza un top 5 argumente pro și contra săptămâna viitoare. Până atunci, like, share și subscribe și nu uitați să apăsați clopoțelul magic pentru a primi zona în feed ori de câte ori uploadăm un clip nou.